4 elevi din Sălaș vor fi răsplătiți de Ministerul Educației cu stimulente de 1000 de lei fiecare pentru performanța pe care au înregistrat-o la evaluarea națională din acest an, ei reușind să promoveze acest examen cu media 10. Guvernul a adoptat miercuri o hotărâre prin care elevii care au obținut media 10 la evaluarea națională vor primi stimulente financiare de 1000 de lei, iar elevii care au obținut media 10 la bacalaureat vor primi 3000 de lei. În acest an, în Sălaș, nu s-a înregistrat nicio medie de 10 la examenul de bacalaureat. Pe de altă parte, la evaluarea națională, județul se poate mândri cu 4 medii de 10. Elevii care au obținut această performanță sunt Țico Tatiana de la liceul cu program sportiv Avram Iancu, Pop Daria Cosmina de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Ungurușan Iancu Adelina de la Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr și Cristian Drăjan de la Școala Gimnazială Lucian Blaga Jibou. Fiecare din cei 4 elevi va primi suma de 1000 de lei. Susținerea tinerilor capabili de performanțe școlare înalte reprezintă o parte integrată a politicilor educaționale promovate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Printre premianții din Sălaș se numără și absolventa Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, Pop Daria Cosmina, care va primi recunoașterea Ministerului Educației pentru performanța sa. Se pare o sumă frumoasă și consider ceva extraordinar ca și ministerul să premieze performanța. Copiii, atunci când se pregătesc pentru evaluarea națională, nu o fac pentru suma asta de bani, o fac pentru performanța lor, pentru că de evaluarea națională depinde intrarea lor la liceu. De asta depinde într-un fel viitorul lor și e frumos ca pe urmă, pe lângă rezultatele frumoase și așa, care de fapt sunt o răsplată pentru munca depusă, să mai fie și suma asta de 1000 de lei. Vreau să ne spui despre acest examen, despre evaluarea națională. Cum a fost pentru tine? Ai reușit să iei 10. Nu ți s-a părut complicat? Păi, în primul rând, a fost foarte multă pregătire. Am impus multă pregătire de-a cursul și celor 4 ani, dar mai ales acum în clasa 8-a. Nu mi s-a părut, sincer, examenul greu. Mă așteptam la ceva mai greu. Și, nu, asta a fost ținta mea din totdeauna, din clasa 5. Am zis, vreau să iau 10 la examen și m-am pregătit în consecință. Chiar dacă a finalizat școala gimnazială cu media 10, Daria a ales să opteze pentru un liceu pentru care a susținut admitere, respectiv Liceul Militar din Alba Iulia, pentru care s-a pregătit în paralel cu evaluarea națională. Și la aceste examene a obținut performanțe, intrând de pe a doua poziție. Eu am ales Liceul Militar de la Alba Iulia, Mihai Viteazu, pentru că și părinții mei sunt cadre militare active și am avut în vedere opțiunea asta încă de mică. Au fost probe sportive, care au fost destul de grele, având în vedere că m-am concentrat în ăștia 8 ani, mai mult pe învățat, așa, și am ignorat partea asta cu sportul. Am avut ceva de pregătit înainte, m-am pregătit destul de intens, în fiecare zi aproximativ. Și a mai fost și o probă de matematică și română tot înainte de examen, ce a constat într-un test grilă, dar nu mi s-a părut extraordinar de greu, adică n-am avut o pregătire în plus, pentru că mă pregăteam pentru evaluarea națională și automat m-am pregătit și pentru testul ăla. La nivel național, în acest an, un număr de 86 de absolvenți de clasa 12-a au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, iar 253 de absolvenți de clasa 8-a au obținut media 10 la evaluarea națională.